Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie astăzi. Și începem cu știrile de luni. Biblioteca municipală din Reghin și bibliotecile școlare ale două gimnazii din municipiu sunt de acum mai bogate, cu aproximativ 550 de cărți. Aceasta datorită donației realizată de două fundații partenere și firme private din municipiu. Am demarat o acțiune încă în primăvară și cu ajutorul unor prieteni am reușit să facem rost de o sumă substanțială. Este vorba de 11.000 de lei, dintre care 4.000 de lei am cheltuit pentru a plăti jumătate din gresa de la Căminul de Bătrân din Gledin și de 7.200 de lei am cumpărat cărți pentru Biblioteca Municipală Reghin, pentru Școala Alexandru Ceoșan și pentru Școala Augustin Maior. Bucuria noastră este enormă atunci când prieteni ai bibliotecii donează pentru noi carte, suplimentând și îmbogățind colecțiile noastre de carte la toate secțiile bibliotecii și la cele două filiale. Astăzi vreau să mulțumesc în mod special domnului Schuler Peter, prieten vechi al bibliotecii, și domnului Mircea Maier pentru această donație de carte foarte valoroasă, care va fi repartizată la secția Împrumut Carte pentru Copii, în primul rând, apoi la sala de lectură și la secția Împrumut Carte pentru adulți. Donația, care îmbogățește simțitor categoria de lectură școlară și pentru copii a celor trei biblioteci, este rodul colaborării dintre fundații, dar și oameni dornici să sprijine comunitatea locală. Acești bani provin de la trei asociații și fundații. Este vorba de Fundația Gândește Verde Heineken, de Societatea Comercială Maier Protcom SRL și Amazon Consulting SRL. Mulțumesc pe această cale, în primul rând, domnului Mircea Maier, un vechi prieten de-al meu, care a demarat această acțiune, iar eu, fiind președintele Asociației Maria Regina, am primit banii în contul meu și am realizat această acțiune. Donația pentru Biblioteca Municipală din Reghin vine în contextul în care o bună parte din bugetul instituției este alocat achiziționării de carte, însă orice ajutor suplimentar este binevenit. Cea mai mare parte din bugetul rezervat de Consiliul Local instituției noastre intră în achiziția de carte, pentru că cei peste 3500 de utilizatori, bineînțeles, caută de fiecare dată titluri noi, autori aflați în vogă și carte de calitate. Cărțile achiziționate vor intra în circuitul împrumutului și al sălii de lectură în perioada imediat următoare, după înregistrarea lor în baza de date informatizată a instituției. Finalul de an aduce un bilanț pozitiv în activitatea Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin. Conducerea organizației trage linia și concluzionează că în 2016 a reușit să împrumute și să ajute financiar și mai mulți membri cotizanți decât anul trecut. Am acordat împrumuturi în valoare de 112 miliarde de lei, deci peste 112 miliarde de lei, la un număr de 4.260 de persoane. Este cu ceva mai mult decât anul trecut. CARP Reghin oferă mai multe tipuri de ajutoare nerambursabile membrilor săi, care numără acum aproximativ 11.500 de persoane. Dăm ajutoare de deces, dar care sunt necesare și mai ales pentru urmași. Anul acesta am acordat ajutoare de deces la 362 de cazuri. Valoarea ajutoarelor de deces se ridică la 206.832 de lei, deci peste 2 miliarde de lei vechi. Ajutoare pentru probleme deosebite care apar în viața membrilor noștri, și aici ne referim la boli grave, la accidente, la un incendiu, am dat 123 de ajutoare în valoare de 45.240 de lei, deci 45 de milioane de lei. Dar acestea nu sunt singurele tipuri de ajutoare oferite anul acesta de organizație. Pentru ochelari, de asemenea, acordăm o compensare a cheltuielilor pentru ochelari, și care au fost 451 de cazuri cu
o valoare de 9.960 de lei, ajutoare pentru tratamente 136 cu 4.110 lei, excursii 4.590 de lei la 199 de persoane și proteze dentare și lucrări dentare la 315 persoane în valoare de 7.620 de lei. Excursiile efectuate prin intermediul organizației sunt un capitol de mare interes pentru membrii cotizanți, care astfel se pot bucura de momente de neuitat, vizitând locuri impresionante și socializând. Deci tot așa o compensație dăm destul de mică, 300 de lei la o excursie, dar care se plătește odată pe an. Deci dacă să fac mai multe excursii într-un an și participa o persoană la toate excursiile, o singură dată primește. Anul acesta am organizat 5 excursii, din care 2 au fost în străinătate și 3 în țară. Am avut o excursie în Spania, una în Grecia și 3 în interiorul țării, toate foarte reușite. Începem anul viitor cu excursie în Benelux, deci în Olanda, Belgia și Luxemburg, care va fi în 22 aprilie 2017 și unde locurile deja sunt ocupate. Pentru finalul acestui an, Carp Reghin pregătește un revelion al vârstnicilor, la fel ca în ultimii ani, la care se poate înscrie oricine care plătește taxa și dorește să petreacă la un restaurant din oraș la cumpăna dintre ani. În fiecare an, în ziua de 21 noiembrie, are loc sărbătoarea ovidenilor sau intrarea în Biserica Maicii Domnului. Cuvântul ovidenie provine din termenul slav vovodenie, semnificând introducere sau aducere, ce a căpătat în popor o conexiune cu verbul a vedea prin intermediul cuvântului vedenie. În acest fel s-a ajuns să se spună că ovidenile se țin pentru că în această zi s-a văzut lumea pe care Dumnezeu a vestit-o la bună vestire. Din acest moment, ziua intrării în Biserica Maicii Domnului este consacrată ochilor care văd și luminii ce rupe întunericul. Această zi a aducerii Sfintei Fecioare la templu este cunoscută de credincioși sub numele de intrarea Maicii Domnului în biserică și este o zi de pocăință și de rugăciune. În lumea satului, în 21 noiembrie, se ținea ovidenia sau vovidenia, care corespundea în calendarul popular cu celebrarea unei divinități a lupilor, Filipul cel Mare sau Filipul cel Șchiop. Este o sărbătoare cu o bogată simbolistică a luminii. Lumina trebuie să învingă întunericul. De aceea, noaptea de vovidenie, oamenii credeau că se deschide cerul, că animalele vorbesc și pentru a primi protecție divină, ei, oamenii, privegheau la lumina unei lumânări. Această sărbătoare se ține pentru ochii ce văd, pentru vedere. În acest scop, unii oameni sfințesc în această zi câte un fuior cu ajutorul căruia, la nevoie, se șterg la ochi cu apă. Ca orice sărbătoare, ovidenia prilejuiește și anumite practici în tradiția populară, astfel că în unele sate se mai păstrează un obicei străvechi. Magia vederii este prezentă în multe forme. Conform credinței populare, cei cu ochiul și cu sufletul curat puteau vedea acum luminile cerului. Este un moment potrivit pentru practici de propieție și oraculare. Femeile își măreau prin magie puterea de a opri spiritul distructiv al forțelor malefice, figura consacrată fiind lupul. În această zi nu se lucra, în special la grajduri sau la anexele din gospodărie. Și tot acum se făceau și previziuni legate de vreme. Cum era vremea în această zi, urma să fie toată iarna. În seara din ajunul ovideniei se obișnuia să se lipească o lumânare de o strachină plină cu apă, urmând să se facă 100 de mătăni în aceea seară, alte 100 la miezul nopții și încă o dată 100 în zori de zi, după care urma o spălare rituală cu apă din strachină, având darul de a aduce sănătate și a proteja față de relele omenești. Se zicea că dacă în ziua de ovidenie este cald și frumos, anul ce va urma va fi secetos, iar dacă este frig și ploaie, anul viitor va fi ploios și plin de molime. La fel, dacă ningea pe data de 21 noiembrie, acesta era un semn de iarnă grea. De altfel, cei care lucrează riscă să li se pocească unul sau două din picioare. Între 21 noiembrie și Sfântul Gheorghe, femeilor li se interzicea să mai bată cu maiul luferele la grâu pentru a nu aduce la fundul apei cei înnecați. Se mai povestea că în noaptea de ovidenii, dacă aveai noroc, puteai vedea flăcările albastre luminând deasupra locurilor unde erau îngropați banii. A
artiștii Adrian Sărmășan și Alina Manole au fost actorii principali ai momentului cultural organizat sâmbătă la prânz la Casa de Cultură George Enescu, în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului de Interpretare la Chitară Acoustic Live Festival. Este un moment special al festivalului, pentru că un festival, ce drept se asociază, un festival de muzică de obicei se asociază doar cu momentele de recital. Dar un festival nu este doar atât. Un festival poate să fie și mai mult. Un festival poate să însemne și alte activități conexe prin care artiștii își scot în valoare, practic, personalitatea. Fără să mai lungesc povestea, am în față, și am să încep cu doamnele, cu doamna, cu artista Alina Manole, Fericirea de Luni, un CV-ul. Am o carte extraordinar de frumoasă și de interesantă, cu siguranță va fi pe placul dumneavoastră. Alina Manole, Aventurile Rățoiului Adalbert. Am în față fata din Povești, Adrian Sărmășan. Am în față Zâmbesc fără frică. Călătoria inițiatică a Rățoiului Adalbert seamănă un pic, pentru imaginația cu care personajul își face drumul, seamănă un pic cu curajul personajului lui Antonis. Înțeleg că și cu înțelepciunea de acolo? Să sperăm că da. Să sperăm că da. Dat fiind faptul că nu este chiar o carte pentru adulți, ci mai trebuie introduși și copii în atmosferă, o parte din întâmplările Rățiului Adalbert sunt foarte simple, tocmai pentru că are prima vârstă, cea mai mică, în care învață despre ou, masă, animal, pește. N-am scris niciodată pentru oameni mari, în afară de textele pe care le-am pentru muzica pe care o fac. În schimb, ca la capătul oricărei lucrări de creație, am senzația că lucrurile nu mi-aparțin, că mi-au fost date de undeva de sus și că au curs prin mâna mea și pur și simplu s-au scris. Alina nu este omul pentru orice, oricum, oricând. Este omul care vrea calitate. Cartea cuprinde multe ilustrații, cuprinde, exact cum v-am spus, esență și atunci ea și-a dorit calitate atât în copertă, cât și în foaie, cât în tot ceea ce înseamnă Aventurile Rățoiului Adalbert. Astăzi este în mâinile noastre. Alina Manole este o cantautoare și solistă de folk jazz, câștigătoare de trofee la festivaluri de muzică folk în anii 1998 și 1999. Alina Manole s-a retras din muzică vreme de câțiva ani, revenind în peisajul muzical în anul 2006, odată cu participarea la Festivalul de Muzică Tânără din Delta Dunării, Sfântul Gheorghe. În martie 2009 a lansat primul album folk jazz, Luna Pătrată, pentru care a primit premiul Fundației Nico Alifantis. În luna decembrie 2009, artista a lansat un maxi-single de colinde de iarnă, compoziții proprii. În luna septembrie 2011 a avut loc lansarea celui de-al treilea album, Dragoste în trei, la Teatrul Notara din Capitală. Alături de Alina Manole, publicul răghinean l-a cunoscut și pe Adrian Sărmășan. Eu nu mă consider poet, chiar dacă cochetesc cu această zonă de foarte mic. Ce să spun, e foarte frumos să scrii, să-ți aștergi gândurile pe hârtii, să împărtășești din ceea ce există în interiorul tău celor care poate au nevoie de acest lucru. Ce ar trebui să le spunem acelor masculi care nu doar că nu își lasă această parte sensibilă să iasă la suprafață, dar o ascund atât de tare încât nici ei nu și-o mai găsesc? O să-ți răspund, cred că în două fraze. Azi școlile și sistemele educaționale învață copiii să-și înăbușe emoția. Probabil asta stă la baza închiderii sufletește a celor masculi, cum vrei să spui. Eu cred că e foarte bine să lăsăm emoțiile să dezvăluie până la urmă sufletul. Cu caracterul e altă chestiune, acela poate fi modelat, în schimb sufletul cu care te naști, cu acela mori. Povestea artistului Adrian Sărmășan a început în 1975, când primea o chitară cadou, iar în 1978 interpreta o piesă care l-a ajutat să intre în marea familie a cenaclului Flacăra.
ploaia. A mers o vreme alături de această familie, dar studiile l-au împiedicat să participe la toate turneele. După 2 ani de stagiatură la Caracal, urmează Institutul de Aviație Aurel Vlaicu. În 1989 părăsește zborul, dar alături de muzică și arhitectură, poezia rămâne una dintre pasiunile dintotdeauna ale lui Adrian Sărmășan, supranumit și Prințul Vânător. După o pauză de 24 de ani în viața artistică, a reînceput în 2007 să urce pe scenă. Au urmat albume lansate și numeroase concerte. Sala de sport din Parcul Tineretului a găzduit la finele săptămânii trecute Cupa Prieteniei la basket. Competiția organizată de Asociația Sportivă Old Boys Reghin a ajuns la ediția 68-a și a reunit 6 echipe din Ardeal, compuse din jucători trecuți de prima tinerețe, dar care participă la acest sport cu dragoste și recunoștință. Turneul devenit tradiție este un prilej de sărbătoare care an de an îi aduce în prim plan pe veteranii basketului reghinean și nu numai. În acest an, sportivii reghineni au citat finala la diferență de 2 puncte în fața echipei din Odorhei. Este o acțiune care, de când am terminat facultatea și m-am întors în orașul meu natal, am încercat să organizez o echipă care să reprezintă, să zicem, orașul nostru și la acest nivel. Propriu zis, cam în 79-80 a început acțiunea noastră și vedeți că suntem de 35. Continuitate! Da, este continuitatea, nu s-a mai rupt și ne bucurăm că am învățat elevii noștri să-și continue pentru sănătatea lor, pentru familia lor, pentru... E mișcare, nu, profesor, și prietenie până la urma urmei. Până la urmă, Cupa Prieteniei înseamnă foarte multe. Pe lângă că aceste relații între familii au rămas, e o mișcare bună și e totuși o activitate sportivă care, lasă-te, e singura din țară, să știți, care are acea continuitate. Din 78 datează aceasta. Eu sunt junior, 40 de ani, sunt pentru cei mai mici de aici. Și este ediția 68, aici la Rex se desfășoară. Sperăm să jucăm în finala și dacă se poate să o și câștigăm, deși jucăm între prieteni pe la urmă. Și important e că ne întâlnim de 2 ori pe an și asta contează foarte mult pentru noi. E o reciprocitate în competiția de acest fel? Mergeți și la adversarii dumneavoastră pe terenurile lor? Da, suntem 6 echipe în circuit din anul 78 și în fiecare an se organizează două turnee. Deci la 3 ani de zile vine rândul la fiecare echipă să organizeze turneul și tot ce ține de basket, de logistică, de cazare, masă și așa mai departe. Numai puțin de 19 titluri câștigate se află în palmaresul basketbaliștilor reghineni, care organizează acest turneu din 3 în 3 ani. Tuturor celor care le place basketul, la vârsta asta, sportul, prin sport ne leagă prietenii. Ce e mai important într-o societate să ai aceste relații extraordinare de prietenie, familii cu care ne cunoaștem de mulți ani, ne întâlnim anual de 2 ori, poate și de mai multe ori, dar cel puțin de 2 ori cu ocazia acestor turnee. E bine pentru că vom promova și tineretul care vine din urmă și una peste alta e o distracție după zile și zile de munci. Într-adevăr, noi ne simțim bine. Am mai repetat că aceste prietenii ne leagă de mulți, mulți ani. Ne urmărim reciproc ce se întâmplă cu celelalte echipe. Unii dintre ei și ies din echipe sau unii chiar, cum au fost în garniturile. Da, garniturile, dar unii și decedează, din păcate. Asta e soarta vieții până la urmă. Dar cât putem... încercăm să jucăm și să jucăm bine. Sunt meciuri foarte interesante, dacă ați putut vedea și n-ați fost prezent, dar poate ați aflat, am avut un prim meci extraordinar de disputat, primul meci cu Gheorghenu, care în ultima secundă s-a decis cu un singur coș avantaj, un punct avantaj pentru noi, dar sunt și celelalte meciuri destul de disputate și mai ales că toate jocurile se joacă pe principiul fair play. Printre echipele participante în acest an la Cupa Prieteniei s-au regăsit Reghin, Sovata, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și Odorheiu Secuiesc.
Accidentul produs marți 22 noiembrie în jurul orei 9 în zona centrală a orașului a avut loc pe fondul neacordării de prioritate a unui conducător auto care circula dinspre piața Petru Maior spre intersecția cu strada Spitalului. La intrarea în intersecție, șoferul vinovat nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul condus regulamentar și a intrat în coliziune cu acesta. În urma incidentului, mașina a fost proiectată în afara carosabilului în zona spațiului verde. În urma impactului, conducătorul autoturismului scos în afara părții carosabile a fost rănit ușor și a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară pentru investigații. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea accidentului. Prestație la înălțimea tinerilor actori din trupa de teatru amator clasic a Casei de Cultură Eugen Nicoară. Adolescenții pregătiți de referentul cultural Eva Pădurean și regizorul amator Aurel Zileriu au participat la cea de-a 24-a ediție a festivalului Scena de la Bahnea. Au concurat 4 trupe din județ, iar reghinenii s-au ales cu 3 premii. Am participat cu 3 scenete, Vai, Mama s-a îndrăgostit, Garoafele Margaretei de Tudor Mușatescu. Am luat premiul întâi și ce este cel mai important, am câștigat 2 premii de interpretare și la feminin și la masculin, 2 dintre interpreții noștri, Raluca Sifrea și Andrei Greab. La sfârșit, juriul a avut o mare dilemă între pe cine alege la interpretare, fiind 5 nominalizați, toți 5 fiind din trupa noastră. Mi s-a părut extraordinar, a fost un moment, pot să spun, unic, care, nu știu, nu l-am simțit chiar de fiecare dată când am urcat pe scenă. A fost greu? A fost ușor? I-ați văzut și pe ceilalți concurenți cât de mult a contat asta? Am câștigat și niște experiență din ce am văzut de la ceilalți actori, dar, într-adevăr, a fost o experiență interesantă. De ce îți place teatrul? Îmi place teatrul pentru că reușesc să mă regăsesc în ceea ce fac. Pot să interpretez anumite momente ale vieții altor oameni și să mă pun în pielea lor. Am avut 2 roluri la festivalul din Bahnea. Într-o piesă am fost avocat, un avocat răcit care dădea ordine slujitoarei lui, și într-una am fost un fiu, un pic cam rebel și obraznic. Se pare că ți-a ieșit pentru că ai primit și un premiu. Presupun că mi-a ieșit, dar știu de la mine că putea să fie și mai bine, dar dacă... Jurului s-a părut că eu am fost cel mai bun, asta este. De ce îți place teatrul? Pentru că e un alt mod de exprimare, mă ocupă timpul într-un mod unic, pot să spun. Copiii sunt foarte bine pregătiți, au impresionat juriul. Sperăm să reușim anul viitor mai multe festivaluri. În orice caz, avem în lucru o piesă de teatru, avem un spectacol de scenete. Anul viitor, anul acesta n-am mai reușit să le facem. Festivalul Scena de la Bahnea este organizat de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică. Clasic este o trupă de teatru formată din liceeni, coordonată de referentul cultural Eva Pădurean și care funcționează în cadrul Casei de Cultură Eugen Nicoară. Trei persoane din Reghin sunt reținute pentru 24 de ore pentru săvârșirea unor infracțiuni de furt și furt calificat, fapte prin care au cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.400 de lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la data de 22 noiembrie, în urma activităților desfășurate de polițiști din cadrul Poliției Reghin, au fost identificate 3 persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse între 17 și 40 de ani, bănuite de comiterea infracțiunilor de furt. În fapt, pe 16 noiembrie, cele 3 persoane ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din Reghin și, prin forțarea ușii de acces, ar fi intrat în locuința persoanei vătămate, de unde ar fi sustras un televizor și un notebook, fiind cauzat un prejudiciu de 700 de lei. Pe 19 noiembrie, pe strada Ghețarului din Reghin, cei 3 bărbați ar fi pătruns într-un autoturism prin deschiderea portierei și ar fi sustras un portofel, cauzând un prejudiciu de 650 de lei. Față de cele 3 persoane a fost începută urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat, aceasta fiind confirmată de către parchetul de pe lângă judecătoria Reghin. Totodată, persoanele au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.
Nou inspector școlar general în Mureș, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a transmis marți 22 noiembrie ordinul de numire în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru profesor dr. Nadia Rață, titular la Centrul Județean de Resurse și Asistentă Educațională Mureș și Liceul Vocațional Pedagogic Mihai Viteazu din Târgu Mureș și consilier județean. Numirea vine după ce în urmă cu câteva săptămâni fostul inspector școlar general Ștefan Someșan a fost arestat la domiciliu pentru abuz în serviciu. După preluarea mandatului, noul inspector școlar general a organizat o ședință de lucru cu angajații din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în care au fost punctate principalele priorități pentru activitatea compartimentelor în perioada imediat următoare. Doamna inspector școlar general, profesor dr. Nadia Rața, a subliniat că întreaga activitate din cadrul instituției trebuie organizată respectând normativele în vigoare în centrul atenției, fiind beneficiarii sistemului de educație mureșean, se arată într-un comunicat remis de ISJ Mureș. Asociația Culturală Mureșul Superior, Fundația Culturală Șopterean din Târgu Mureș au organizat la Palatul Culturii Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Petre Săbădeanu. Inițiatorul și directorul festivalului a fost interpretul de muzică populară Nelu Șopterean, secundat de realizatorul TV Ioan Cristian Țăran. Sala Palatului a fost arhiplină în cele două zile de festival. Sprijiniți de Consiliul Județean și Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică, festivalul s-a bucurat de un real succes în concurs, rămânând după preselecție 19 soliști din diferite zone ale țării. În final, Paul Miclea, unul dintre foștii concurenții ai emisiunii concurs Pot să fiu o stea, realizată de Dareghin TV, a obținut premiul tinereții. M-am prezentat la festivalul concurs în memoria Petre Săbădeanu cu Doina Jalea te învață cânta și piesa mișcată din repertorul lui Ovidiu Furnea, O mândră la mijloc de sat. Premiul obținut a fost cel al tinereții, de care sunt destul de mândru. A fost un nivel foarte ridicat. Concurenții au fost foarte buni, juriul a fost pe măsură. Paul este elev al Școlii de Artă din Târgu Mureș, unde studiază canto și se perfecționează pentru o carieră în acest domeniu artistic. Liceul nostru e cu profil de canto, deci mă ajută foarte mult. Anul acesta a fost un an destul de bun, plin de succese, împliniri și sper ca pe viitor să pot reuși mult mai mult, să avansez mai mult în carieră și să dea Dumnezeu să fie din ce în ce mai bine. La festival s-a remarcat și orchestra din Reghin, coordonată de profesorul Ioan Conțiu, care a impresionat prin calitatea execuției artistice pe toți cei prezenți. În luna martie s-au împlinit 5 ani de când interpretul cântecului ardelenesc Petre Săbădeanu a luat calea dalbului pribeag. Prin glasul său curat, frumos, amplu, a slujit cântecul popular de pe Valea Mureșului peste 50 de ani, originar fiind din Sântana de Mureș. A fost profesor, doctor, inginer, membru al Academiei Oamenilor de Știință, președintele Societății de Istorie și Retrologie Agrară din România. A publicat 20 de cărți, a fost autorul a 300 de articole apărute în reviste de profil, a susținut 500 de referate în domeniul economiei agriculturii și dezvoltării rurale la diverse simpozioane. Pe parcursul anilor a înregistrat peste 100 de piese, doine, învârtite, purtate, hațegane, cântece de nuntă, de cătănie, de petrecere și romanțe. Se spune că toamna se numără bobocii, iar organizația Modis din Reghin, formată din clasele cu predare în limba maghiară din cadrul liceelor, face asta an de an, organizând un spectacol amplu dedicat elevilor de clasa noua. Elevii claselor a 12-a din liceele tehnologice Petru Maior și Lucian Blaga și-au unit forțele pentru a pune la cale ediția 2016 a concursului de frumusețe Modis. 10 fete și 8 băieți s-au înscris în competiție, s-au întrecut în probe de îndemânare, cultură și talent artistic, iar la final juriul a deliberat și a ales Miss și Mr. Modis. Szeretném folytatni a Miss avonnal, aki nem más, mint a hármas számú lány versenyző. Kérem szépen álljon mellé a Mr. Avon, aki nem más, mint a hatos számú fiú versenyző.
következőben szeretném mondani, hogy a Miss népszerűség nem más, mint a hatos számú lányversenyző. Mr. Népszerűség pedig a 8-as számú fiúversenyző. A dobogó harmadik lépcsőfokán nem más áll, mint Demény Székely Ágoston. A harmadik helyzeten nem áll más, mint Barabás Bernadett! A fiúknál a dobogó második lépcsőfokán Pál Firikát áll. A fiúk közül, aki ma este meggyőzte a zsűrit, a legjobban teljesített, jó volt a magánprodukciója, logikusan tud gondolkodni, helytállt a meglepetés próbán. Show-ul a fost completat de un concert susținut de Vizi Imre. Dintre cele mai renumite reviste de turism, National Geographic Traveler, ediția de iarnă 2016-2017, are pe copertă Valea Gurghiului. Publicația oferă recomandări și povești de călătorie și poate fi achiziționată începând cu 29 noiembrie de la toate punctele de difuzare a presei. Zona cunoscută și ca Valea Regilor apare la rubrica de reportaje România Ascunsă, iar titlul articolului este Prinde gustul vieții la țară pe Valea Gurghiului. Materialul este semnat de Adina Brânciulescu, care a realizat și fotografiile alături de Costas Dumitrescu. În aceeași ediție a revistei se poate citi despre Varanasi, impresii vii din orașul Sfânt al Morții, scrisorile cretane, 12 zile în buricul pământului. Parizienii au adus plimbarea, hoinăritul fără grabă și privitul trecătorilor la rang de artă. Revista oferă cititorilor și un calendar 2017 cu 12 destinații spirituale care te îndeamnă la introspecție. Aveți aici,
De acum, locuitorii zonei Reghin mai au la dispoziție un loc de cumpărături pentru ceea ce înseamnă vestimentația, dotarea bucătăriei și decorațiuni pentru casă. Joi s-a deschis cel de-al 26-lea magazin românesc al unui lanț internațional de shopping center, cu o varietate mare de produse pentru toate vârstele, la prețuri accesibile. Este prima zi în care am deschis magazinul și suntem foarte bucuroși că avem foarte mulți clienți. Este chiar ok. Ne pare bine că lumea vrea și este interesată să cunoască magazinul nostru. Avem o gamă mare de produse, atât îmbrăcăminte, cât și lenjerie intimă pentru femei, bărbați, tineret și copii, cât și produse de uz casnic. Avem un lanț de magazine de peste 300 la număr. Reghinul este al 26-lea magazin deschis în țară. Dorim ca până la sfârșitul anului să avem până în 30 de magazine. Noul magazin a deschis parcă și pofta reghinenilor pentru cumpărături, mai ales că se apropie luna cadourilor și sărbătorile de iarnă. Atrași de varietate, culoare și textile din cele mai variate, clienții au petrecut minute în șir pentru a studia marfa. Avem revista pe care o promovăm o dată la două săptămâni, unde găsiți toate ofertele noastre, unde ne și promovăm sloganul nostru ieftin și la modă pentru întreaga familie. Avem și diferite campanii. Este unul dintre cei mai mari discounteri din Polonia, Slovacia și Cehia. Magazinul pune la dispoziția clienților și o platformă virtuală, un magazin pe internet unde se află ofertele de produse și sunt ținuți la curent cu noutățile. O zi, trei accidente rutiere. Acesta este bilanțul zilei de joi, 24 noiembrie, în zona Reghin. Ziua a început cum nu se poate mai prost pentru o șoferiță din Solovăstru. În jurul orei 8.30 pe DN15, în localitatea Periș, tânăra de 21 de ani, pe fondul nepăstrării unei distanțe de siguranță în mers, a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de către un bărbat din Reghin. În urma accidentului, tânăra a fost rănită ușor. După aproximativ 10 ore, în jurul orei 18.15, minute, pe același drum, dar în localitatea Dumbrăvioara, un tânăr de 29 de ani din Sângerul de Pădure, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță, a tamponat partea din spate a autoturismului condus regulamentar de o femeie de 45 de ani din Târgu Mureș. În urma acestui incident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. Ziua s-a încheiat în municipiul Reghin. În jurul orei 22, un șofer a reușit performanță demnă de filmele de acțiune. Aflat la volanul unei mașini, acesta a plonjat de pe strada spitalului până pe strada Sării și s-a oprit într-un copac de pe marginea carosabilului. În urma aventurii, șoferul a scăpat nevătămat. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la aceste evenimente. Când iarna vine și frigul se întețește, lipsa unui acoperiș deasupra capului devine o problemă existențială. De ani de zile, Asociația Găzduirea Iernuțeanca rezolvă această problemă pentru mai mulți oameni fără adăpost. În imobilul din strada Iernuțeni are amenajate camere, paturi și condiții de servire a mesei. Normal, asta e un centru adăpost oamenilor străzii timp de noaptea și timp de pe perioada frigului, dar având în vedere că sunt mulți care n-au unde locui, țin și peste an. Deci, capacitatea la ora actuală e tot același număr de 12, plus acum așteptăm să ni se libereze spațiul la fosta bibliotecă, unde să mai înființăm două camere pentru a suplimenta paturile. Am în jur la 20. În anii anteriori, inclusiv în 2016, adăpostul a beneficiat de sprijin financiar din partea primăriei Reghin. Însă, de acum, administratorul a decis să renunțe la a solicita fonduri și să suporte pe cont propriu întreaga cheltuială, cu mese, utilități și personalul, cuprinzând îngrijitoare, paznic și asistent medical. Tot anul au stat 7 persoane, tot anul. Vârsta este cuprinsă între 45-60. Sunt unii care vin, stau două zile, pleacă, dar ăștia sunt permanenți, cei 7, ăștia sunt deja, zice că sala e a lor deja, centru, ei nici nu se mută în altă parte și nici nu au. Dacă sunt mulți oameni care vin, stau o zi, două, o noapte și pleacă, ei nu sunt și din ăștia, am avut și din ăștia. Beneficiarii sunt persoane fără familie și fără cămin, dar care, odată cazate la adăpost, primesc mese calde, condiții de odihnă, haine și îngrijire medicală. Deci aici primesc tot.
mic dejun și cină, cei care nu stau și în cursul zilei. Deci sunt lucrări și atunci stau aici și primesc 3 mese pe zi. Iar astea v-am spus, primesc 2 mese pe zi, mic dejun și cină, și tot ce înseamnă haine și tot ce înseamnă corporal, ori tot, ei nu au treabă. Haine, inclusiv și perie de dinți, pastă și biguri, tot. Mai sunt ocazii când aduc și frizerul și-i tund aici, că sigur că se tund. Asociația își dorește să ușureze situația persoanelor fără adăpost și inclusiv la sărbători să le aducă acestora zâmbetul pe buze, prin oferirea unor mese festive și toate condițiile de a se bucura de sărbătorile de iarnă. Un nou proiect al filialei Regina Fundației Creștine Diaconia, destinat de această dată celor care îngrijesc bolnavi la domiciliu. Organizația a dat startul unei sesiuni de cursuri care să-i ajute pe aparținători să facă față mai ușor și mai eficient situației de îngrijire a pacienților. Este vorba despre un proiect finanțat de Heineken pentru comunități. Este un proiect în parteneriat cu 5 fundații din Reghin, împreună cu Casa de Cultură a Tineretului. Noi am ales, Diaconia Reghin a ales să împartă din informațiile pe care le avem aparținătorilor și tuturor voluntarilor care vor să lucreze cu oamenii bolnavi. Îngrijirea unui bolnav acasă este o sarcină complicată, dar din fericire, spun reprezentanții Fundației Diaconia, există metode și materiale care pot ușura și eficientiza munca. Sunt anumite tehnici care ne ajută să îngrijim bolnavul, sunt anumite instrumente care ne ajută să îngrijim bolnavul și foarte mulți dintre noi nu le cunoaștem, nu știm cât de mult pot acestea să ne ușureze munca și în același timp pot să ne ajute pe noi să nu ne îmbolnăvim la rândul nostru atunci când avem grijă de cineva bolnav. Folosirea cârjelor, a scaunelor de toaletă, a veselei speciale ușurează foarte mult viața de zi cu zi a bolnavului, dar și a celui care îl îngrijește. Iar acestea sunt doar câteva exemple de informații oferite în cadrul cursului. O să fie un set pe tehnici de îngrijire, un set pe materiale ajutătoare, cum să le folosim corect și cum ajută acestea la în activitățile de zi cu zi, cum comunicăm, cum discutăm și cum ne apropiem de o persoană cu diagnostic de demență și tehnicile de îngrijire paliativă, lucrul cu diagnosticul și impactul unui diagnostic terminal asupra familiei. Cursurile sunt programate în perioada următoare, în după amiezele de joi, între orele 17:30 și 19, la Casa de Cultură George Enescu. Cei interesați pot afla detalii de pe pagina de Facebook a Fundației. Doamnelor, domnilor, acesta a fost esențialul de Reghin, cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie astăzi. Suntem Eșa Ardelean, vă doresc o săptămână viitoare plină de realizări. La revedere! Bine v-am regăsit! Luni cerul va fi lipsit de nori. În Reghin, termometrele ne indică 0 grade, iar în Târgu Mureș, 1 grad. Pentru Ludu și Iernut este anunțat 1 grad Celsius. 1 grad va fi la Sighișoara, 0 la Batoș, minus 2 la Sovata, iar în Sânceni maxima va fi de minus 1 grad. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi noros. Temperatura înregistrată la Brașov va fi de minus 1 grad, în timp ce la Sibiu vor fi 0. 0 grade vor fi în Bistrița și în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia sunt estimate 4 grade. În București, temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius. Luni noaptea, cerul continuă să fie acoperit de nori. În Reghin și în Târgu Mureș, termometrul ne indică minus 6 grade Celsius. Pe parcursul zilei de marți vom avea parte de un cer senin. Pentru Reghin sunt anunțate 0 grade, în timp ce la Târgu Mureș va fi minus 1 grad.
Doamnelor și domnilor, încheiem jurnalul de vreme în aceeași notă plăcută. Sunt Oriana Urmenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!